Ovidiu Comornic, la două decenii de carieră, îndrăgitul artist a sărbătorit împlinirea celor 20 de ani de muzică într-o atmosferă electrizantă în mijlocul fanilor, cărora le-a dăruit un album de excepție. Ovidiu Comornic a lansat albumul De Dragoste, care conține cele mai frumoase melodii compuse de el pentru artiști de excepție, precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Sanda Ladu și sau Gabriel Dorobanțu. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce mi-am dorit. Este o personalitate în lumea muzicii românești, inventează, așa cum îi place lui să spună, melodii și nu numai melodii, chiar și versurile adecvate. Urez să-mi scrie mai multe piese, pentru că promit și eu ca interpret și s-ar putea să devin o mare stea și atunci n-am să mai vreau să-i cânt nicio piesă. Într-o lume nebună în care trăim, calitatea umană se pierde, din păcate. Și asta eu o consider un atu extraordinar al lui. Cum au trecut cei 20 de ani? Nici nu știu cum au trecut. Viteză. Dacă stau și mă gândesc, parcă ieri am debutat la festivalul de la Mamaia. Fanii artistului s-au adunat cu mic cu mare pentru a fi alături de el în acest moment important din cariera sa și pentru a-i asculta șlagărele. Îmi place, sigur, și îmi plac cei care interpretează melodiile. Sunt din tinerețea mea. Să fie sănătos la mulți ani și să ne distreze în continuare. Național FM a fost partener media la acest eveniment muzical.